Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Ai, ce bine conduce, terminăm 10-80 când drept cât rezistă polo-ul, trăiți iar familia să mă bată, tata coaie. Nu cu bustul gol, stați cu minte, domnul, nu mai mergeți, nu mai mișcați, colegul percheziționează-l, te rog. Nu cred că este nevoie să puneți arma letală. Alo? Alo? Din mașină, trăiești în România, în pizda mătii? Jos din mașină acum! Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de 5M Hacking. În această seară suntem singuri, bă băieți, dar asta nu este o problemă pentru că am văzut o propunere foarte, foarte interesantă acolo de troll în comentarii. Bă băieți, dacă mai aveți episoade de genul, hai să facem la acest episod 2000 de like-uri neapărat, bă băieți, și să lăsați acolo în comentarii propuneri de diferite troll-uri pe care ați vrea să le vedeți pe canal. Bă băieți, în acest episod eu m-am hotărât să mă dau drept polițist. Mi-a zis un abonat că dacă, de exemplu, codul ăsta poți să furi înfățișarea altui jucător, adică să furi cum ar veni, cum arată el, adică practic să-i furi caracterul și poți să mai clonezi și mașini. Cică chestia aia cu mașinile nu știu exact cum se face, deci o să o găsim noi pe videoclipul acesta, dar trebuie să mergem la secția de poliție neapărat, bă băieți, să-i furăm outfit-ul unui polițist, adică să ne facem polițiști și să găsim o mașină de poliție, bă băieți, și o să opresc jucător și o să le dau amendă pe stradă și vreau să opresc și un jucător și să-l jefuiesc cu outfit și cu mașină de polițist, bă băieți, da, ați auzit bine, o să jefuim un jucător cu outfit-ul și cu mașina de poliție. Bă, sper să iasă totul bine, oricum o să cheme adminul, adică jucătorul, vă dați seama, când o să vadă că e un polițist care îl jefuiește, o să cheme adminul, dar noi o să vedem, bă băieți, cum o să facem să fugim sau chestii de genul de lângă el, să vedem cum facem, bă băieți, să nu ne prindă băieții. Vedeți aici că ne-am băgat și speed hack pe GTR-ul ăsta, adică merge cu 450 prin oraș să mă bată tata. Mamă, ce aici, se face RP nebun aici, bă băieți, se face RP nebun. Mamă, ce la secția de poliție, bă băieți. Pe ce outfit furăm noi? Mamă, am altă idee, bă băieți. Am altă idee, bă băieți. Ah, uite mașina de poliție. Uite mașina de poliție, dar doi polițiști, ideea, bă. E unul Rafael. Hai să furăm outfitul la Rafael ăla, bă băieți. O să mă pun chiar aici în mașină. De fapt nu, o să mă dau jos din mașină. O să ah, dar vine ăla cu mașina. Futu-i gura, mă, te vine CHV ăla, CHV ăla. Băga mi-aș picioarele, hai să pornim GTR-ul, bă băieți. Ah, ok, s-a dus, CHV ăla. Hai să vedem repede aici. Bam, cum îl cheamă Rafael? Îl cheamă Rafael, uitați, bă băieți, dăm aici la utils, dăm stil outfit și, bă băieți, din câte puteți observa, avem outfit de poli. Eu, ce am făcut? Să-mi bat picioarele, bă! Să-mi bat picioarele! Ok, și acum ce ne mai rămâne, bă băieți, este să... Aoleu, sunt rănit, stați numai o secundă să-mi dau aici, revive heal, ca să nu mai mergem șchiopătând. Ama, ce ne rămâne? Aoleu, aoleu, mă vede ăla, sper că nu m-a văzut. Ok, hai să vedem acum cum facem noi rost de o mașină de poliție, bă băieți, asta ar merge neapărat o mașină de poliție. Uitați că văd că își scot băieții aici mașinile din garaj. Problema este că... A, uite, fie... Stai așa, Fălcuță, stai că vreau outfit-ul ăla lui Fălcuță, bă băieți, că l-arată mai așa, polițist. Fălcuță, stil outfit, gata, bă băieți, acum arătăm... Cred că nu m-au văzut băieții, sper că nu m-au văzut băieții. Ia stați-mă un pic să mă dau pe invizibil, să văd ce vorbesc băieții ăștia pe aici. Invizibility, ia să vedem, bă băieți, ce vorbesc ăștia pe aici. Am o idee, hai să tragem în ei, bă băieți, fiți atenți aici, weapon, pistol. Fiți atenți, bă băieți, ce o să facem aici. Ne luăm pistolul și omorâm un polițist, bă băieți. Fiți atenți aici, omorâm un polițist. Fiți atenți aici ce schemă facem. Mamă, dar sper să nu mă vadă ăștia. Ia să vedem, bă băieți. Hai să omorâm un polițist, chiar scurios ce o să zică. Că sunt foarte mulți acum și ar merge. Bă, dar de ce dracu m-am blocat aici? Ce am făcut? Bă. Eu unde îs? Că nu-mi dau seama. A, așa. Fiți atenți aici. Bam, gata, bă băieți, am omorât un polițist. Fiți atenți. Ia să vedem ce zic băieții ăștia aici. Ia. Necredincios de ăsta în oraș. Necredincios în oraș. Necredincios, auzi că e necredincios în oraș. Uai, sunt necredincioși în oraș, băieți, sunt necredincioși în oraș. Stai, fain, că eu mor pe toți. Necredincioși în oraș, băieți, necredincioși în oraș. Bă, să merg oare? Fiți atenți aici, mă duc cu outfit-ul de poliție și întreb: ce s-a întâmplat aici, bă băieți? Ce s-a întâmplat? Dar nu, că o să-și dea. Ia, fiți atenți că vreau să mor pe motorul ăsta, să merg cu motorul pe lângă ei. Fiți atenți ce nebunie le fac. Hai, mă, urcă-te. Ia, fiți atenți aici ce le fac la ăștia. Aoleu, am speed-ul prea tare, dat prea tare. Stați așa un pic să-l dau mai încet. Gata. Hai să vedem, bă băieți, ce zic oamenii mei când văd un motor care se plimbă singur practic, adică nu e nici. Aoleu, au chemat admin. Ne-am dus de aici, băieți. Na, nu e niciun admin, băieți. Hai să mergem pe lângă băiatul ăsta, pe lângă CHV, așa. Practic nu conduce nimeni motorul se plimbă singur prin oraș. Hai să vedem, bă băieți. Op. Ia, mă, curios, nu zice nimeni nimic efectiv. Mamă, uite, le dă adminul Sorin, le-a dat revive la băieții ăia. Bă, sper că nu mi-au văzut ID-ul sau chestii de genul.
chiar sper că nu mi-au văzut ID-ul, vreau să mă duc să mai dau troll și la alți jucători, băieți. Era un uran din spatele meu, sper că ăla nu e adminul. Nu, e adminul Sorin. Bun, hai că am scăpat, bă, băieți. Din câte puteți observa, jucăm tot pe F-Plate, adică practic oamenii m-au banat acum o săptămână. ID 1968, ce ID-s? Aoleu, stați că am dat să fac screenshot. Las, nici nu contează ce ID-s, dacă stau să mă gândesc, așa o să le fie mai greu la băieții de pe F-Plate să-mi dea ban. Sperăm să nu se afle ce ID. Am, hai să vedem ceva, băieți, ăștia doi aici, să mergem. Uite, 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 uite. Ia. Mamă, stai că ăștia fac ceva ilegalități pe aici. Sigur fac ilegalități, băieții mei. Sunt biciclete pe server. Hai că sunt biciclete pe server dacă e. Ia stați, mă, băieți, vedem ceva, băieți, ăștia aici. Stai să oprim motorul aici. Ce-i face la ăla? Fiți atenți că îl jefuiește. Îi desface centura și îl ia în brațe. Fiți atenți, mă, că ăsta îl jefuiește. Fiți atenți că îl salvez pe omul ăsta de la Jaf, băieți. Îl salvez pe omul ăsta de la Jaf, că cred că vrea să-l jefuiască pe Igabi ăsta, bă, băieți. Cred că vrea să-l jefuiască. Fiți atenți, bă, băieți, ce-l salvez pe băiatul ăsta de la Jaf. Fiți atenți că... Unde l-a băgat? What the fuck? Unde l-a băgat, băieți? Simți că am intrat și eu? Am intrat și eu să fie treaba... Aaa, păi mort, bă. Și eu care credeam că salvez, bă, frate, bă. Ia să vedem, ia și... Ce? Adminul Sorin a dat invite lui Darky. A, nu, nu-i lui Darky. Bine. Hai să vedem, bă, băieți, ce se întâmplă aici. Darkon Icap al cheamă pe băiatul ăsta. Hai să vedem ce face băiatul ăsta meu aici. Am tras mare glos din greșeală. Băieți. Știți ceva? Cred că l-am omorât pe băiatul ăsta. L-am omorât și am fugit, băieți. Nu pot să plec. Așa, gata, bă, băieți. L-am omorât și am fugit, băieți. M-am dus, sunteți nebun la cap, că o să vină adminul acum. Admin Sorin o să vină. Sau să stau să-l aștept pe admin să-l trolez și pe adminoare. Ce ziceți, bă, băieți? Da, dacă apasă pe home, vede ID-urile, bă, băieți. Vede ID-urile dacă apasă. Ia ce drecu, mă, toți. Stați, mă. Bă, ăla nu era Darky? Darky on Icapa, Darky... A, ba nu. Ok, gata, mă, băieți, hai să vedem. Săracu om, coaie. Bă, deci mai știu ce să... Hai, mă, băieți, să mergeți, ne dăm drept polițiști. Totuși, mai că ne trebuie o mașină de poliție. Hai să mergem înapoi la secție, unde am făcut troll și unde probabil că se află adminul, dar acum n-avem ce să facem. Trebuie să ne riscăm, bă, băieți, să mergem înapoi la secția de poliție. Sper totuși că nu o să mă prindă nimeni acolo și să mergem să ne costumăm în polițiști. Și adică de fapt costumați în poliție. Uite mașina, uite mașina, uite mașina, uite mașina de poliție, bă, băieți, vedeți că eu fur la asta. Eu fur la asta să mă bată tata, îl pușc în cap și fur mașina de poliție și plec cu ea, bă, băieți. Fiți atenți aici, bă, băieți, ce fac? Fiți atenți, stai că vreau să stau și lângă ei să văd ce zice. Fiți atenți aici. Fie aici ceva la Odin Tryhard ăsta ce fuge. Și doi polițiști care conduc. Nu cred așa ceva. Nu cred. Fiți atenți că stau după colț și îl împuș pe polițistul ăsta. Fiți atenți. Bam. Opa. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? O zis ăla, what? Stai să vedem, bă, băieți, ce se întâmplă. S-au dat jos din mașină, fie încă dacă când se dau. Acum le fur mașina, fiți atenți ce fac. Stai să vedem ce fac, acum, bam. Furăm mașina de poliție și plecăm. Mamă, ce le-am făcut? Ce le-am făcut, bă, ca mea și picioarele în ei, bă, ce le-am făcut, bă, nu vine să cred, bă, ce ratată, bă, nu-s normal, fiindcă l-opresc pe șoferul de autobuz, săracul de el, face și el jobia. Stai, mă, că eu sunt invizibil, eu acum vă că sunt invizibil, invizibility, gata, ne-am dat de pe off. Domnule, vă rog frumos, opriți pe dreapta, mă auziți? Opriți pe dreapta, vă rog frumos. Opriți pe dreapta, vă rog frumos și dați-vă jos. Bă, nu pot să mă dau jos din mașină, gata, mă, băieți. Coborâți, vă rog frumos, din autobuz. Facem un control de rutină. Mă auziți? Stați, vă rog, cu fața la autobuz. Am avut un apel suspect că aveți necurate la dumneavoastră. Băiatul cu Porsche. Okay. Hai să vedem, săracul ăsta nu știe ce se întâmplă. Percheziționează. Trebuie să vedem portofel. Ce? Portofel. Bineînțeles că... Ia, asta e telefon. Un telefon mobil. A, atât are la el. Stație radio, conservă, Coca-Cola, shawarma, pet de plastic. Ok, sunteți în regulă. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă să aveți. Mulțumesc la fel, am o mini reclamație, să-i spun așa. E un coleg pe autobuz, circulă efectiv pe toate roșu, pe toate semaforele roșu, undeva la 90 la oră minim. Mamă, ăsta face reclamație. Prea de prioritate. Ce face? E, nu știu dacă l-ați văzut. Înainte mea au mai fost un autobuz fix pe aici, am înțeles. El a fost domnul cu... Haideți cu mine, vă rog, în mașină să-mi spuneți traseul dacă... Sau nu, las că nu vă întrerup. Haideți că mă duc eu să-l caut. Ok. Mulțumesc frumos, o seară frumoasă să aveți. Băi, coaie, nu cred că oamenii mă cred că-s polițist. Păi, ești tocmai ce am intrat în poliție pe F-Plate. Ce pot să vă spun? Aveți grijă ce ilegalități faceți? Acum, ideea e că știți ce vreau să fac, dar nici știu oare... Fiți atenți, bă, băieți, că nici știu ce să... Oare să mă duc la niște colegi, în ghilimele, polițiști, deși ei cred că pot să vadă dacă sunt facțiune sau nu cu ei, deci asta nu ar fi o idee prea bună. Ia să vedem, mă, ce face ăsta aici.
Mamă, ăsta muncește săracul aici. Bă, mi-e și milă să-i opresc, parcă mi-e milă. Ia uite-l pe Darius ăla, ăla are impresia că circulă cu viteză, Bulandiu. Ăsta am impresia că circulă cu viteză. Ăsta cred că e... What? Vă rog frumos să trageți pe stânga. Mulțumesc. Trageți aici pe stânga, vă rog. Îi zic că l-am surprins cu o viteză mare. Fiți atenți și pala ăsta, mamă, cât și se enerveze. Uite așa. Bună seara, agent Gorgonzola Emanuel mă numesc. M-auziți? M-auziți, domnule? Da, da, vă aud, vă aud. Sigur, ați fost surprins cu o viteză de 65 de km oră. Ce aveți de adăugat? Scuzați-mă, mă grăbea șeful să reparăm aici rapid. Vreau, parcă tot reclamau colegii dumneavoastră că foarte multe accidente și... Păi și tot mai reclamă colegii mei că sunt foarte multe accidente și dumneavoastră mergeți mai tare ca să le provocați? Păi, cum adică? Ce păi asta? Nu, să vin să repar gropa asta, că gropa asta face accidente. A, face accidente, am înțeles. Păi da, și da, mașina asta dumneavoastră de ce scoate fum? Cum a trecut ITP-ul? Păi acum la motor nu știu ce are, s-a supraîncălzit. Acum mă duceam la service după ce reparam aici, că v-am spus, m-a chemat foarte rapid șeful, că dacă nu vin mă concentrează. Bă, mi-e și milă de asta, zi factorul. Și niște copii de hrănit. Am înțeles, ok, o zi frumoasă să aveți. Mamă, a venit poliția, băieți! A venit poliția, băieți! Nu, urcam spate în pic! A, dar nu mă bagă seama, ăștia cred că-s coleg de-a lor. Eu de ce mă tot stresez atâta, mă? Bă, efectiv, oamenii ăștia chiar cred că sunt coleg de-a lor. Ia uite-l pe ăla, am dat de băieții răi, bă, ați, așa, un pic, am dat de băieții răi, fraților. Fraților, am dat de băieții răi, Denis ăla. Bine, mă, Denis, hai să te văd, frătiucule, cum te dau eu afară din mașina acum, frate. Hai să văd cum te dau afară, ia uite pe băieții răi. Vă rog să trageți pe dreapta. De ce? Ce faceți, domnule? De ce sunteți aranjați informația asta? O formație foarte frumoasă. Aș vrea să particip și eu. Hai, mă, dă-i drumul aici. Ia, auzi la el, ia trage-mă pe dreapta, băga-mi. Domnul polițist, da, vă rog frumos. Era la service și dădea în mașina cuiva. Bineînțeles, haideți că mă duc după el. Bă, băga-mi și ăștia șmiche, fiți că ăștia cred că eu sunt cu mașina, cu polo, cu alea, că nu-i prind. Am speed equate, merg cu 268. Vă rog frumos să trageți pe partea dreaptă în momentul acesta. Așa. Bună seara, asta agent Emanuel Cosmin, mă auziți? Da. Am avut o reclamație împotriva voastră, că ați făcut acolo ceva prostioare la service. Este vorba despre dumneavoastră? Da, m-am certat cu băiat. Păi cu cine v-ați certat? Cu domnul din spate sau e pretendentul dumneavoastră? Nu, e pretendentul lui dânsul, cred. Da? Stați așa un pic, da. Să mă duc să vorbesc și cu el, să văd care este situația. Ok, duceți-vă. Bună seara, mă auziți? Haideți un pic până aici, la mașina de poliție. A, domnul ăsta e prietenul meu. A, e prietenul, e la domnul mă refeream. A, păi credeam că e ăla de pe motor. Nu, eu la domnul mă refeream. A, și da, ce meu. S-a întâmplat? Ce-a făcut cu domnul pe motor de v-ați luat la ceartă cu el? Nu, era un prieten de-a lui cu un BMW M5 roșu. Da? Bă, știa chiar că l-am lovit. Polițist. Dar el a dat cu spatele și a intrat în mine, cum să zic. Am înțeles. Bine, domnule, haideți că... Vă las liber acum, ce să fac. Dar vă rog frumos, fără scandaluri și chestii de genul, când sunt eu aici la conducere, că nu-i frumos. Vreau și o să țin orașul ăsta liniștit. Știți, înțelegeți și pe mine acum. Da. Haideți, vă rog, puteți să vă duceți. Da. Nicio problemă, domnule, nicio la problemă. La revedere. Zi, seară frumoasă să aveți. Am scos pistolul la ei, coaie. Stai, mă. Dumneavoastră puteți plecați, stați liniștit. Fie ce pană-i fac la asta, fie ce pană-i fac la asta. Ce pană-i fac, am făcut pană la... Nu urca în spate, împinge, mă, urcă-te în față și fugi. Am nevoie de admin, cred că are nevoie Joker de admin, băieți. Aoleo, vin după mine, trag cu arme, băieți. Fiți atenți, bă, băieți, că vreau să le fac mare schemă, șustă per șustă. Hai să-mi dau aici la mașină, vehicle, auto repair. Fiți atenți, bă, băieți, ce șustă per șustă fac. Îi lasă, vină, mă bușesc cu ei și le distrug mașina și îi las acolo să stea. Ia, fiți atenți, bă, băieți, ce le fac. Mamă, sau fii atent ce fac, mă întorc și mă bușesc frontal cu el. Băga-mi aș picioarele, păi cum adică trag ei după mine, frate? Mamă, dar nu pot să mă întorc, am speed-ul prea mare să-mi bat picioarele. Băi, am speed-ul prea mare, nu pot să mă întorc, să mă bată tata. Haideți, mă, veniți înapoi, băga mea aș. Haideți, mă, unde sunteți? Haideți, mă, veniți încoa, dacă știți șmecheri. Haideți, vă rog frumos, mamă, sunt în fața secției de poliție, parcă n-aș face nicio necurate de astea. Au bușit ăștia mașină în față de secție de poliție. Să mă bată tata, lasă-i așa că nu mă mai au de ei după ce că am tras și cu Armani. Bă, frate, dar chiar niciun admin, eu mă dau drept polițist aici, bă, băieți. Uite pe ăștia, uite-l pe ăla cu motorul. Uite-l pe ăla, nu-i răzvi ăla. Ăla nu-i răzvi. Bă. Omul meu ce face? Hai, frătiucule, hai. Faci un wheelie ceva să te iau? Să te ia aici poliția, frate? Nu o face, stă și la roșu, futul lângă rău. Uite ce face, stă la roșu, de frică. Hai, așa nici nu-s polițist, măcar. Bă, e real așa ceva, e real ce se întâmplă pe serverul ăsta. Hai, acum pleacă.
A semnalizat pe Ciuciu, lasă-l, bă, decât pe ăsta las în pace. Vreau să mă duc să mă iau de alt jucător, dar nu știu. Sau fiți atenți, bă, hai să mă duc să mă dau drept colegi cu ăștia, mă, cu... Ia, ia, asta trece pe roșu, vei încă te-a trece pe roșu. No, a trecut pe verde, măi, băia, cum e ăla, a trecut peste bordură cu Range Rover. Ia stai, mă, băga mea și picioarele în el. Să mă duc să mă iau un pic de Claudiu, că a trecut peste bordură. Păi ce, așa se conduce, am acam, am luat și un claxon de la Răzvi. M-a claxonat Răzvi, am eu, frate. Bă, dar cum pornesc astea, că nu știu cum le pornesc. Domnul, vă rog să trageți pe dreapta. Mamă, era... Trageți pe dreapta, vă rog frumos. Mamă, i-am spart farul. N-am înțeles. Trageți pe dreapta, vă rog frumos. Doamne, n-am înțeles, trebuia să scot pistolul a doua oară când a întrebat că n-a înțeles, să mă bată tata. Hai să vedem aici. Ce nume să mai îmi dau acum, bă, băieți? Covrig Emanuel. Covrig Emanuel mă cheamă acum la acest raport, bă, băieți. Bună seara, mă numesc Covrig Emanuel. Am văzut că ați trecut acolo peste o bordură, așa cam nepoliticos, domne. Așa se conduce. Eu înțeleg că aveți mașină așa mai mare, mai off-road, dar chiar așa, domne, să trecem peste borduri în oraș? Da, mă scuzați. Deci chiar nu știu ce s-a întâmplat în momentul ăla, nu știu ce mi s-a întâmplat. A, și știu că e cam off-topic, dar seamănă foarte mult vocea noastră cu cineva. Eu înțeleg că seamănă vocea dumneavoastră mea, am o identitate falsă aici, aș putea spune asta, rămâne între noi doi. O să înțelegeți mâine despre ce este vorba, bine, domnule? A, pe YouTube? Ce YouTube, domnule? Despre ce vorbim aici? Nu știu, domnule, telefon, uitați dumneavoastră, aici. Dumneavoastră știți mai bine, domnule. Haide. Dumneavoastră știți mai bine, domnule. Haideți că vă las, o seară sex aveți. O seară sex. Băi, din păcate, băi, ți-am fost recunoscut de un om pe care l-am oprit aici, în trafic. Băi, coaie, nu pot să oprești pe cineva să facă o caterincă. Fiam că ăsta vine după mine acum, asta nu mă lasă în pace. Ba nu, s-a dus, ok, las că vede el mâine pe episod. Domnule, vă rog frumos, trageți pe dreapta. Sau puteți să stați acolo. Ce am văzut eu mai înainte, domnule, aici la dumneavoastră? Îmi puteți spune? Ce-ați văzut? Am văzut acolo că v-ați ridicat un pic într-o roată cu motorul. E prea puternic sau nu l-ați putut stăpâni? Ce s-a întâmplat? Vreți să vedeți cum se ridică? A. Sincer. Da. Ia, hai să văd. Dar nu plec, nu m-ai făcut curios acum, m-ai făcut curios. Asta că-i dau de aici. Ia. Ia, ce faci? Nu am unde să-i dau. Fii atent că-i dau aici, da? Da. Să vezi. Futu-s gura. Ah, ok. Am crezut că pleacă, am vrut să trag după el, dar nu mai contează acum. A văzut că se ridică? Foarte, foarte frumos, foarte frumos. N-a ce să-i fac, e puternic. E foarte puternic. Ce capacitate cilindrică are? Nu știu, dacă vă spărați. Nu știți? Nu știu. E al dumneavoastră? Clar că e al meu. Că nu era meu, nu mai stăteam pe el. Mamă, dar aveți așa o cască de nici nu mi se vede fața. Vezi așa undercover un pic. Deci ce legătură are chestia asta? Păi... Stai un pic. Ziceam așa, domne, păi vedeți, uitați ce seară este afară, vedeți cu viziera aia așa fumurie, nu face, nu vă încurcă. Da. Nu. Am înțeles, o seară, poftim? Dacă vreți, puteți să vă arăt fața, adică nu e problemă. Nu e nicio problemă, domne, doar vă întrebam așa. Da, sigur. Haideți, o seară frumoasă să aveți, conduceți cu siguranță și cu încredere. Sigur. Am urcat în spate din greșeală. E bine. Asta e greșeala mea, mă scuzați, la revedere. M-aș fi claxonat, coaie. Bă, dar vreau să fac control. Hai să mergem la secția de poliție să ne dăm drept polițiști acolo. Că aici ăștia n-au de unde să știe dacă eu sunt polițist sau nu. Dar dacă mergem la secția de poliție, asta s-a oprit la prima curbă, nici n-am vrut să treacă pe roșu. Eu merg cu ușa stânga spate deschisă, băieți, nicio treabă. Hai să mergem acum să ne dăm drept polițiști la secția de poliție. Ioi, uite cât să ai de bă, băieți, să ne dăm așa un pic drept polițiști, se deschid astea? Da, se deschid perfect. Bună seara, colegii. Bă, ăștia o să mă recunoască. Ăștia mă recunosc. Ne lași și pe noi? Poftim? Dacă vă iau, sigur că da, haideți. Unde vă duc? O să conduc eu colegul, dacă îmi desperi, te rog. Sigur, hai, vină și mulțumesc frumos. Cu plăcere. Că ți-aș curata ce vesel ești, ești al meu, ești profesionist, ce să mai. Colegul de spate nu urcă? Mergem 4 mâncați și plătă, nu mai avem unde să băgăm de ținut și nebun. N-aveți unde să băgăm de ținut și... Bine. Și urcă și tu, urcă, să urce unul față aici, în cazul ceva să umble aici la... Hai că urc, eu umblu acolo la stație, domne. La stație, mâncați aici. Hai că e stația, nu e stația, unde e Gogu, nu e Gogu. Haide, băi, ce patrulim că vreau să patrulim, că e patrulă, momentan. Hai să patrulăm, domne. Hai să patrulăm, iau, polo, iau. Băi, cred că mă cunosc și nu pot să zic că nimic. Hai să-l oprim pe bulangiul ăla cu BMW-ul, care are mașină de cocalari. Băga mea și pula. Hai mă, întoarce-mă să ne... Băi, întoarce-mă să-l oprim, mă! Păi ce știi face? Îl opresc eu, lasă, că găsesc eu acolo ceva. Băga mea și picioarele în suflet. Ia, du-te mă la el, băga mea și picioarele, du-te mă la el. Hai, coaie, nu, lasă. Dă-i mă girofarurile, băga mea și... Dă-i mă girofarurile, băga mea și... Taci. Soptește, taci. Bă, bulangiule, m-auzi din față. Bă, bulangiule, m-auzi, mă?
Bă, ce mă cu coaja cu tigaia aia? Că dacă te iau acum la o liniuță, nici nu afli ce înseamnă polo, ești nebun la cap. Trăiți iar familia, că numai de BMW-uri ați auzit. Ia după băgam, ești piciorul, că mă dau jos la ele, vină mă cu o prietene. Ia oprește mă, trage acolo prima la dreapta, hai să te văd, trage prima la dreapta acolo, prietene, hai. Păi aici îți trag pe roșu. Păi las, trage pe roșu, că dacă zice polițistul de la rutieră, tragi pe unde vrei tu, frate. Mamă, cum a trecut ăla să mă bată tata. Haideți mă să ne luăm un pic, băga mea și picioarele. De ăștia săraci cred că s-au prins că e ceva în neregulă. Bună seara. Afarele astea, stai două ceasuri. Da, eu vă cred că tocmai de aia v-am adus aici. Puteți să plecați din ieșita, să vă dau așa o prioritate de trebuie pe roșu. Puteți să vă duceți, domnule. V-am salvat. Trecut ăla îngheșată și prea. Nici o problemă, domnule. Stați liniștit. Coia, a trecut la cu un motor de 106 și terminat și tot. Hai după el. Băi, cu cât a trecut? 103 în pula mea. Vorbește, frate, frumos, ești din mașina unei instituții publice. Cum îți permiți? Iartă-mă, iartă-mă pe mine. Păi cum adică? Mă ierți? Da, dar voi de ce râdeați colegii așa de... Păi trec, iertăm, și eu coleg nou aici de 10 minute, domnilor. Păi să râdeți chiar în halul ăsta de mine? Păi și Rafa s-a ieșit, eu sunt de 5. Nu, fără mișto. Fără mișto, de 10 minute cred că... De-aia râde așa, nebunule. Păi da, cu iertă că... Ai mai fost în poliție sau? Acum... Da, mai fost, am mai fost. Bă, ăștia își bat joc, ăștia au hack sau nu? Și am mai fost în poliție, am fost agent. Repede ne cauze poliția, n-am preluat. Bă, eu nu înțeleg. A, ăștia aia sunt poliție, că au avut radar, coaie, era 5, 6, 8 plus 2, 10, 7, 6, ultimul apel. Mamă, să mă bată tata, bă, merge să facem de raport cu ăștia, nu cred, coaie, de ce nu-mi dau seama? Mamă, hai, n-am văzut, bată tata, ai coaie. N-am văzut, când mi-am băgat ochișorii, aia șmecher și mi-am văzut. Acum m-am activat. Ia, vedeți unde e pe grup? Nu își dau seama că eu nu sunt poliție și că m-am băgat cu hack-ul în poliție. Băi, s-ar putea de acum încolo să vedeți episoade din poliție pe Fuplay. Ce aș putea spune? N-aș putea spune nimic mai mult. Unde e, mă? Sandy. Jură-te. Da. Hai, mă, frate, mergeți noi odată sau ne coordonăm aici un pic. Coaie, ce dracu e Sandy, coaie? E fi lângă pe aici, spitalul. Mamă, ăștia habar n-au căscodat, coaie. Ai GPS, te uiți după... Bă, băieți, fix cu 5 minute înainte să intru pe... Adică, fix cu 5 minute înainte să pornesc filmarea, am intrat pe server și eu deja sunt poliție, mi-am făcut deja și prieteni poliție și voi vă dați seama câte puteți să faceți cu codul ăsta? Bine, în afară de faptul că nu puteți să dați amenzi și căcaturi de astea, ăia din BMW-ul ăla decapotat. Hai după ei. Coaie, ăștia, stai puțin. Care, mă? Ce, mă, că nu-i nimeni aici? Nu cred că ăia erau. Ia dă-mă mie să conduc, eu sunt șofer mai bun. Hai că stăm aici și-l așteptăm pe colegul, hai urcă. Bă, ce faci, mă, ăla? Stă la discuție cu paramedici, hai că mă duc și eu să mă vădați așa, că revin imediat. Mama, parcă și eu fix. Hai din nou că am primit apel de la domnul medic, este un om cu mască în centra penitenciară, în centra spitalului. Am înțeles, este anarmat? Cred că... Haideți, domne, scoate și noi armele, ne pregătim. Eu am scos pistolul, nu știu dacă polițiștii au pistol. Ba, are și el pistol. Verificați-l pe ăsta. Domnul, stați. Ăsta e cu geanta asta. Domnul cu bustul gol, stați cu minte, domnul, nu mai mergeți. Nu mai mișcați. Colegul, perchezionează-l, te rog. Nu cred că este nevoie să puneți arma letală spre mine. Domnule, cadet. Alo, bună dimineața. Haideți, controlați-l, domnule, să vedem dacă are ceva armă periculoasă. Stai cu minte, domnule, că dacă dau acum puteți jos și te apuc de măciucă, nu mai comentezi nimic, trăiți iar familie. Tu erai băiatul care alerga pe aici cu de-astea, cu bombe la el. Bă, ăștia au taser, eu am pistol în pui mei, acum văd că ăștia toți aveau taser, eu singurul cu pistol. Am ieșit și eu de la baie. Geanta parcă... Ce geanta, fiți atenți ce fac. Nu știu, doamne. Ce și gol. Chiloții. Eu zic să-i verificați geanta pe haine. Are haine în geantă. Nu pune, băi, dar ei. Băi, nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil, să-i bag arma, că văd ăștia că am armă mortală, ăștia au numai tasere. Eu acum văd că ăștia aveau tasere. Ce, mă, sună? Cine sună, mă? Name. Da. Stai că am pornit meniul, da. Sună. Oh, what? Ai telefon public aici, bă, prost, mă. Nu mai vreau să sun pe nimeni. Are ceva la el, domn polițist? Nu vreau să mai sun pe nimeni, bă. Mama, trebuie să dau F8 și să dau aici, alo. Nu, gata, stop, nu mai vreau să sun pe nimeni, stop, coaie, am zis. Gata, mă. Are ceva, colegul? Lasă-mă să-mi beau la vață. Băi, Stefane, nu mai lua pe aici prin spital la mișto, că acum te săltăm și te ducem la secție și ți arătăm cum se desfășoară o percheziție corporală completă, dacă nu sunteți cu minte. Au. Vă arăt eu imediat, domnule. Credeți-mă că nici în spital n-ați experimentat așa ceva. Îmi plac perchezițele complete. Da? Da.
E groasă. Eu vă cred. Haideți, domnule, la mine. Ați găsit ceva la el? Nu, dar vă arăt eu ceva. Poftim? Vă arăt eu ceva să găsiți. Ce să găsim, domnule? Ia arătați-mi. Cine e ăsta? Mamă, e adminul cu aia. A zburat sau? Cred că îmi dă bani ăsta. Cred că e admin cu aia efor ăsta. Haideți, domnule. Aoleu, aoleu, domnule. Aoleu, domnule. E sigur? Domnule, nu mai gata, domnul, vă rog, să încetați, domnule, că domnul, vă salt acum. Am văzut o mască și niște pantaloni acolo, în geantă. Păi și ce? Mamă, ce latat este, hai mă, să plecăm dreacu, sunteți de bun la cap, am parcat și eu fix în ușa spitalului să vă bată data. Nebunule. Hai mă, dă-l dreacu pe ăla. Mă auzi? Da, mă. Mă auzi, mă, Ștefane? Vă auzi, spune zi. Ștefane, auzi. Avea la ceva la el? Ce? Avea ceva la el? N-avea nimic. Bă, era mindu, n-avea nimic. Să le arăt la ăștia secretul meu, oare? Că nu-s polițist sau să-i lasă crede că-s polițist? Dă-mă pe groove. Si. No, băi, coaie, termină-te, coaie, coco. Hai mă, să mergem să prindem de ăștia mai bulangic, așa ăștia degeaba. Păi da, mă, coaie, dar n-ai permisiune. N-ai patrulă. Ce patrulă, mă? Ce vrea, mă, ăsta? Bine, hai, o... Nu e patrulă pentru zona aerofamată, unde vrei să mergem? Patrulă și în zona asta, unde e populație, să vedem ce păi asta, asta hai să facem. Da, da. Aici pe principală mai trece câte un dobitoc. Mm-hmm. Da, da, da. Mai stăm cu un radar, una alta. Oh! Ia handicapatul. Aoleu, haideți în față, stați așa un pic, doamne. Haideți, domnule, dați-i în față. Nu sunt prea bine, domne, hai, dai-i în față. Păi el l-a lovit. Mamă, coaie, el mi-a lovit el și el ne-a eu. Lovit. Doare cap. Îl doare umărul drept, drept și piciorul stâng. Își freacă ochii, se freacă la ochi. Și își freacă pula. Băi, goaie, eu nu-s normal la capă. Băi, eu nu-s normal la capă. Doamne, e în stare de șoc. E în stare... Stai, cobor, nu pot să-mi cobor, nu pot, nu. De... Stai, cum să scriu, e în stare de peție. Băi, goaie, nu-s normal la cap. Uite cu apă pe față. Domnule, ce ați făcut, domnule? Mă doare aici umărul stâng din partea... Nu, eu, domnule, nu. Eu știam era că nu este, bă. Era unul cu o mașină albastră. Era unul cu Evo 6. Aia zic, era cu o mașină albastră ceva, nu? Eu am venit să văd dacă sunteți bine. Ei bine, păi dumneavoastră ți-ți simți culpatul atunci. Cum adică? Pe dumneavoastră v-am prins, pe dumneavoastră vă luăm. Ca statul român, cum adică? Așa se face aici, frate. N-ai auzit încă? Nu trăiești în România? Dă-te mă jos din mașină, trăiești în România, în pizda mătii. Jos din mașină acum. Jos din mașină, mă. Trăiești în România? Stai, bine. Mă, frate, că glumesc așa, aici, un coleg mai glumeț. Știu, m-am prins. Băi, cu aia ăștia, cred că s-au prins, că-s eu, dar nu vor să zică că nu-i rol. Colegul, mâncați-o gura, dar încetează cu chestia, zic că nu e ok, credeam. Gata, colegul, gata, colegul, mai fac. Nu, zic că dacă trece unul pe aia și te vede că îmi dați arma așa, să-mi bea pe aia, îți ia cum. Am eu bani în buzunar, scap eu de probleme de genul. Colegul, dacă n-a fost, îl lasă-l, coleg. Băi, cu aia, ăștia chiar, deci ăștia cred că eu sunt coleg nou cu ei în facțiune, colegul, efectiv. Colegul, dacă n-a fost el, las, că n-are deci ăștia cred că eu sunt coleg nou în facțiune cu ei, incredibil ce se întâmplă, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, mă. Să le arăt oare, să le arăt, să le... Că eu sunt fumat. Să le arăt oare că... Sunteți amândoi fumați, să-mi bat. Băi, poate te dăm acum, jos din mașină. Colegul, termină-te cu chestia, să fără caterinca, că-mi bat pula, ne bat pe amândoi la belele. Glumesc, dar glumele trebuie, nu cu pistolul să-l amenințăm. Fără Caterinca. Gata, gata, domnul, fără Caterinca, mă scuzați, îmi pare foarte sorry. Caterinca, Caterinca, dar nu cu civilii. Ne comportăm frumos cu civilii, responsabili, că da, suntem cadeți. E, păi trebuie să știe și că avem și noi simțul umorului, că după păi aia... Păi da, da, din câte fende, din câte fende, aia să spun o chestie. Cum adică, păi ce se întâmplă? Hai să spun o chestie, o, e targă, coaie, mă. Hai să spun o chestie, mai știi ce a zis la academie? Vehicle repair. Gata, le-am reparat mașina. Dacă ai să facă aia cineva pe departament de poliție. Gata, domne, să repară mașina, dați-o spatele. Știi cum e să merg? Asta nu știe că i-am reparat de vehicle. Îi dau, mamă, să-i dau destroy. Fii atent ce-i fac, când pleacă de aici, îi dau destroy la mașină, bă, băieți. Uitați aici ceva, mamă, nu vine să cred, bă, când era tatăs, bă, băieți. Vine să cred ce le fac, cred că deja filmez de o oră să mă bată tata. Dar nu pot să mă abțin, e prea șmecher, bă. Deci mi se pare prea genial să-i trolez pe ăștia în halul ăsta. Nu vine să cred așa ceva, bă, băieți. Deci nu vine să cred ce pot să le fac la băieții ăștia. Vreau să le dau destroy la motorul de la mașină. Deci efectiv când o să iasă de aici și merg 500 de metri, bam, destroy și acolo cred că închidem și episodul. Și după aia vă dați seama că o să vorbesc cu băieții și o să le repară mașina. Care și etică, etică. Fiți bă băieți ce le fac ce, acum. Ce, se dă BK3? Păi nu mai BK3. Ce? Ia, butea cu motorul pe stația 1 și rămâneți voi pe stația 1. Bine, bine. Rămâneți voi pe stația 1 și mă pe stația 1. Deci eu habar n-am ce vorbesc ăștia aici cu stația 1, cu nu știu ce, eu nici nu cred că am acces, adică nu, sigur nu am acces la așa ceva, pentru că eu am doar skin-ul de polițist, dar o să lăsăm să avem, avem pe ei.
5-6. Ia uite, au pornit girofarul, înseamnă că devine prea pasirea să băieți. Are urmărire, ia uite, urmează-ți voi aici, urmează-ți voi, pentru că doi și trebuie. Bă, rămânem noi pe stația. Ce vorbește, mă, stai aici? Dacă ești ceva să mă mute, Cucu, dacă știți de informații, mă de tu pe stația 1. Ce zice, mă, ăsta de stații, mă? Colegul din stația de rămâne pe stația 2. Ia uză-l pe ăsta, mă, ce zice, mamă, ce roleplay facem, sărim cu mașina la 20 de metri în aer. Bă, ce vorbește ăsta, mă, de stații? Bă, ce vorbește ăștia, ăștia, ce vorbește ăsta de stații? Că eu nu înțeleg. Mamă, deci n-aveți idee, bă, băieți, câte emoții pot să am acum, deci ce, efectiv, mi se pare genial ce se întâmplă aici. Puneți... O fi ăștia doi, șerbii, serbii ăla? Nici nu pot să... Unde se duc ăștia? Nici nu se... A, și-au pus checkpoint acolo, mamă, 2000 să mă bată. Azi, mă, băieți, mi-a prins o țigară, dacă tot e episod special de oră, să așa să-mi aprind și o țigară. Chiar o scurios unde se duc ăștia, deci nu pot să închei episodul efectiv, băieți, nu pot să închei episodul. Ne aprindem o țigară și stai să vedem unde se duc băieții ăștia, ba, nu? Ba, pula-n polo! Familia mea. Ba, pula-n polo! Lasă, frate, că ți le repar eu, stai liniște, de-a, uite, ești repair. Bă, gata, dar voi gen... L-am reparat eu. Pe cu aia mai tare. Da, mă, frate, avem voie, avem voie, stai liniștit. Nu poți să-i bag eu speed-ul, oare? Cu mașina asta avem voie, nu? Nu poți să-i bag speed. Da, bă, pentru că e urmărire. E urmărire, frate, polul merge oriunde, urcă și pe munți, coboară și în oceane. Că de sinică de mare chică de că ei se face. Băi, coi, nu firea să băgați pe mine. Lasă-mă, băi, vine să conduc, că n-ai habar. Lasă-mă știu. Băi, las, nu coi că știu. Dar vreau și eu să conduc, frate, colegul, că n-am condus nici o dată. Nici o să mor. Zici și tu să mori. Să mor eu. N-ai vrea să conduc eu colo? 10-80, fără că te-ai mișterat, bă, poți să mănânci vrei tu după aceea. Să mă bată data, dar vorbești și tu mai fluent, că zici că ai 3 pule în gură, să mă bată data. Zici tu ce zici tu să termine în 10-80 și mai te las. Bine, frate, bine, hai, gata. Colegul, tu ce faci? Că te văd așa prietenos. Aaaa, ce bine conduceți, terminam 10-80 când drept cât rezistă polo-ul. Trăiți-ar familia să mă bată tata coaie. Să mă bată tata coaie. Băi, coaie, ce ratați. Băi, nu vine să cred ce ratați ăștia. Băi, coaie, sunteți ultimii ratați să mă bată tata. E ireal așa ceva. Hai mă, să le dau și repair la mașină și heal, coaie. Haideți, domnul, mai mergem. Să mă bată. Mergem în pulă. Ești supărat pentru și ești supărat, mama, dracu. Hai că-mi bag pe auzi 10 minute. Bă, lasă-mă pe mine să conduc, te rog eu, că te-ai bușit de 7 ori din 2 km. Mă, dar cum te cheamă, colegul? Colegul mai nebun. Păi, pe unde merg? Pe mine? Da. Mă cheamă Coștiug Alexandru. Coștiug. Hai, gata, hai. Gata, taci din gură, s-aud. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Ce s-auzi, mă, prietene? Gata. Girofarurile? Cucă nebunul, cucă nebunul. Am reparat mașina, sper că nu a observat când le-a reparat mașina să mă bată tata. Dar cred că l-a observat. Deci ăștia, eu cred că ăștia știu că-s eu, mă. Mamă, ce paradox am zis aici. Dar cine ești? Dar cine ești? Eu? Da. Coștiug Alexandru. Bă, că e, tu ești de la... Ce de ăla? Coștiug Alexandru, frate. Ah, bine. Bă, eu știu, cred că știu, eu cred că știu cine e ăsta și nu mai vreau să patrulez cu el. Cine e ăsta? Nu știu, bă, nu e ăsta, dar nu vreau să spun. Păi zi, că poate ai dreptate. Zic că poate ai dreptate. N-am înțeles. Poftim? Zi, mă, că poate ai dreptate. Zic că poate ai dreptate. Zic cine crezi că poate nu ai dreptate. Să mă lacă de... Cu ce literă începe? Că zic eu dacă e da sau nu. Ce? Nu, ălalalt. R? Da. Tu ești? Da, da, da. Fără nu știu. Bă, coaie, cum adică G și nu-l știi pe R? Frate, vezi că mă superi. Îl știi pe G, pe Deutschland Boy și nu-l știi pe R? Nu știu, coaie, pe R, cine e R? Da, ești ratat. Îl știi pe G? Da. Zi, mă, zi numele adevărat, hai mă, că nu, oricum. Îl știu cu aia, nu pot să zic. De ce nu poți? Suntem doar noi trei aici, dacă nu sifonați în continuare, nu știe nimeni. Ce ai zis? Da, mă duci la belele cu aia. Hai că te duc la belele dacă e ceva. Da, cu aia, mă, pula, eu mă duc la 6, am mai 4-6, nu-i adevărat. Asta nu mai 4-6. Dar lasă-mă pe mine să conduc până la... Pe, te las la 6, nu, că vreau să nu mai 6, trei și apoi trași oriunde vrei tu. Hai că rămâi în secție dacă e ceva. Poți să duci singur, oriunde vrei tu, poți să te duci. Dar cum vă dai, dai, cadet experimentat? Fii atent, colegul din dreapta, mă auzi? Stai, mă, să mai vorbim cu el, cu aia. Păi aia, zic, lasă că stai liniștit, că vorbim noi doi, stai liniștit, frate, stai un pic așa un pic. Stai așa un pic, taste player. Stai mă, doar vorbim, hai, mă, frate, cu aia, că vorbim. Gata, stai liniștit că vorbim doar noi de acum, că colegul nostru a plecat. Stai așa un pic, bă, băieți. Ce face ăla cu aia? Stai, stai un pic, mă, dar nu pleca, mă, cu aia. Stai mă, lasă un pic, că vorbim doar noi de. Stai, ia și pe ăla. Stai mă, că noi imediat, zi, ce ai vrut să zici, că sunt doar noi de acum, între noi. Dar îmi faci belele, să moară, mă. Nu s-o am, pe ce belele-ți fac? Păi de-abia acum am intrat și eu aici, în poliție. Hai mă, gata, las, dacă de-abia ai intrat în poliție, lasă așa aici, nebun. Hai că te las cu prietenul ăla tău, bă. Ia uite cu când merge nebunul să mă arăt. Ia, Fend, hai să-i arăt o schemă, Fend, aici, hai să-i arăt o schemă. Lasă-mă, pula mea, paci. Mamă, s-a supărat, băiatul. Lasă-mă să mă arăt actul. Ia, Fend, aici, ei, uite schemă, frate. Coi, lasă-mă, pula mea, că mă duci la belele. Gata. Coi, ei. Gata, frate, hai că te las, hai că te duc înapoi la colegul tău. Acolo, în intersecție, vă las mașina și mă duc, bine?
Băi, nu mai dam așa, să mă arăt tactul că mi-e frică. Mă arăt tactul că mi-e frică. Nu mai da așa, mă, frate. Gata, bă, băieții, lasă. Mamă, ce am putut să fac? Stați, bă, băieți, să mă teleportez în altă parte. Să fac outro, gata. Myself teleporte pe toi. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod unde am trollat și ne-am dat drept polițiști. Bă, chiar mi-a ieșit planul surprinzător, chiar mi-a ieșit planul de a mă da polițist. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe la canal. Să facem neapărat 2000 de like-uri. Nu uitați că la 75.000 de abonați o să facem giveaway cu acel cont de CSGO cu level 80. Nu uitați să-mi urmăriți live-urile în fiecare zi de la ora 6 ca să aflați ce se întâmplă cu acele conturi. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!